Dumnezeule atotputernic, trimite-ți arhanghelul tău Mihail spre ajutorul robului tău, spuneți-vă numele, să-l scoată din mâna vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. O mare arhanghel Mihail, revarsă mir bun asupra robului Dumnezeu, spuneți-vă numele, arhanghele Mihail, tu ești căpetenia cetelor îngerești, ești voievod al puterilor îngerești, al heruvimilor, al serafimilor și al tuturor îngerilor. Fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni. Izbăvește-mă, mare arhanghel, de toate înșelăciunile viclene ale diavolului și auzi-mă pe mine, păcătosul, spuneți-vă numele. Mă rog ție și chem numele tău cel sfânt, grăbește-te spre ajutorul meu și auzi rugăciunea mea. Sfinților arhangheli, rugați-vă pentru noi. Pe toți cei ce-mi stau împotrivă, biruiește-i cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, cu ale sfinților îngeri și cu ale sfinților apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăvește-mă de cel viclean, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfânt Arhanghel Gabriel, Înger al încărnării, deschide-ne urechile spre avertismentele blânde și chemările calde ale Domnului. Te înconjurăm să fii mereu înaintea noastră, ca să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu, ca să-L servim mai bine și să ne supunem mai bine voinței Lui, ca să îndeplinim mai bine ceea ce El așteaptă de la noi. Ajută-ne să rămânem trezi, pentru că atunci când Domnul va veni, să nu ne găsească adormiți. Amin.